lăsat niciodată viața ta să fie victima sau produsul împrejurărilor sau situațiilor. De ce? Pentru că acestea se schimbă totdeauna și obiectivul tău nu sunt împrejurările. Obiectivul tău este ținta pe care vrei să o atingi, este lucrul spre care te îndrepți, este destinația unde vrei să ajungi, nu împrejurările. Împrejurările vin și trec. Sigur, unele sunt favorabile, altele defavorabile. Dar nu face din acestea obiectivul gândirii tale. Nici reacția oamenilor vis-a-vis de ceea ce dorești să îndeplinești în numele lui Dumnezeu. Nici situația ta personală. Nici chiar sănătatea ta. Nici chiar dispoziția ta sufletească. Alerg spre țintă, spune Pavel. Pentru premiul chemării cerești în Hristos Iisus. Și nevați el, dați la o parte, aruncați tot ceea ce este nefolositor în ajungerea ta la țintă. Nu te opri să analizezi situația, să vezi dacă ce se întâmplă ajută sau nu ajută, dacă este pozitiv sau negativ. Este o pierdere de timp. În timpul acesta tu trebuie să avansezi către ținta spre care te îndrepți. Eclesiast, capitolul 11, spune: cel ce se uită după nori, cel ce se uită după vânt, nu va semăna. Și cel ce se uită după nori, nu va secera. Vreau să fac cu tare lucru. Păi încotro bate vântul astăzi, nu o să mai fac. Nu o să mai merg la această școală, nu o să mai citesc această carte, nu o să mai merg să fac lucrarea aceasta pentru aproapele meu, din cauza că astăzi este o situație nefavorabilă. Pavel spune, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Noi nu lucrăm în funcție de împrejurări, ci în ciuda lor. Nici nu lucrăm în funcție de opinia publică, ci în funcție de revelația lui Dumnezeu. Dacă era să ascultăm pe oameni, ce părere au ei despre noi? Unde am fi fost noi astăzi? Cât ar fi trebuit să așteptăm până când omenirea și-ar fi schimbat părerea cu privire la noi? Tu ești cine ești, indiferent de părerea celor din jurul tău despre tine. Lucru pe care vrei să-l faci este obiectivul vieții tale, indiferent de împrejurări, de vreme sau de situație. Biblia spune să ne uităm țintă, la căpetenie. Nu la ceea ce ni se întâmplă în timp ce ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea noastră, credinței noastre, adică la Iisus. Primejdiile cele mai mari vin din lăuntru. Acolo se schimbă vremea, acolo se schimbă dispoziția, acolo se schimbă convingerea, încurajarea. Biblia spune, noi răsturnăm izvodirile minții, creațiile minții noastre și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos, adică obiectivului spre care ne îndreptăm în viața și ființa noastră. Aceasta este calea și este singura cale prin care viața unui om este o viață de împlinire. Merită să trăiești, merită să lupți și chiar să mori, dacă așa cum spunea Pavel, fie că prin viața mea, fie prin moartea mea, Hristos să fie proslăvit. Așadar, nu investi timp și energie în împrejurările în care lupți. Războiul se poartă și pe ploaie, și pe frig, și pe furtună, pentru că dorim să ajungem la biruință și nu vom aștepta zile senine, cer fără nori, ca să putem să luptăm, ci vom lupta în ciuda acestor greutăți mari care vin și cu cât greutățile vor fi mai mari, cu atât succesul va fi mai mare. Nu este Dumnezeu cel care garantează biruința? Nu este El cel care este în spatele luptei mele pentru că lupt potrivit foii și planului Său? Dumnezeu să ne ajute ca privirea țintă asupra obiectivului nostru să ne ferească și să ne scutească de a intra în dialog cu împrejurările favorabile sau defavorabile.